Bine v-am găsit, sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Astăzi vă propun în prima parte o discuție despre Comuna Florești și despre ceea ce se întâmplă acolo. Astăzi, Consiliul Local al Comunei Florești a aprobat studiul de fezabilitate pentru centura metropolitană. Este prima dintre administrațiile locale implicate în acest proiect care votează. Mâine va fi rândul municipiului Cluj-Napoca. Urmează să se aprobe și la Pahida, respectiv la Gilău. Așadar, din această calitate a Comunei Florești, l-am invitat pe primarul Comunei, Bogdan Pivariu, să ne vorbească despre proiectul centurii metropolitane, dar sigur că vom atinge și alte probleme importante cu care se confruntă comunitatea celei mai mari comune din România. În a doua parte a emisiunii însă vă voi invita să discutăm despre sport, veți vedea despre ce este vorba, toate la timpul lor. Acum despre Florești, Bogdan Pivariu, primarul Comunei Florești, alături de mine. Vă salut, domnule primar. Bună ziua și salut invitația dumneavoastră și vreau să salut toți telespectatorii. N-am mai fost de mult la dumneavoastră și avem informații de oferit. Foarte important să oferiți informații comunității din Florești. Primul lucru, primul subiect, centura metropolitană. A fost o discuție destul de lungă, deși a fost o ședință de Consiliul Local extraordinar, care de obicei se termină rapid. De data aceasta am văzut invitat a fost proiectantul centurii, domnul Silviu Tegzeșiu, care a dat foarte multe informații. Și până la urmă, sigur, studiul de fezabilitate a fost aprobat. Vă rog să ne povestiți puțin cum vedeți dumneavoastră lucrurile, ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi a fost aprobat studiul de fezabilitate, lucru cel mai important care se putea întâmpla în acest proiect, în sarcina care ne revine nouă. Sigur, așa cum am spus, Floreștiul face parte din zona metropolitană și nu poate să-și gândească strategia de dezvoltare decât integrată în zona metropolitană, respectiv împreună cu municipiul Cluj-Napoca și cu toți vecinii noștri și cei care fac parte din această zonă, o zonă destul adică, de aglomerată. Adică, Apahida, Gilău, Cluj-Napoca și Baciu. Și Baciu da, a intrat și în Baciu, această... Așa, este că este acel drum de legătură, chiar exact. Uitați, un drum de legătură da. Care a intrat ultima dată. În... Da, așa cum vă spuneam, este unul din proiectele majore de infrastructură care vor dezvolta zona la un cu totul și cu totul alt nivel, care acest proiect va rezolva o mulțime din problemele existente, fiind, așa cum bine știți, cel mai aglomerat tronson de drum din România și probabil unul dintre cele mai aglomerate din Europa. A fost invitat astăzi și domnul Tegzeșiu, cel care a lucrat la, împreună cu echipa dânsului, au lucrat la acest proiect. Cred că este proiectantul, șeful echipei, din câte știu, este domnul Comșulea, managerul de proiect. Project manager. Noi am vrut un om specialist, tehnic, care să oferă informații în cazul în care aceste informații sunt cerute de către consilierii locali. Mă bucur că a răspuns prezent. De asemenea, mă bucur că consilierii locali au înțeles și de fiecare dată s-a întâmplat acest lucru și le mulțumesc pe această cale că au înțeles importanța proiectelor și de cele mai multe ori graba și rapiditatea cu care ne mișcăm tocmai pentru a avansa cât mai repede diverse proiecte. Da, vestea bună e că n-au mai existat acele fricțiuni, cum s-a întâmplat în cazul muzeului, nu, de istoria Transilvaniei, care nu trebuia să-și urmează, de fapt, să aibă o extensie în Florești. Era chiar culmea acum să ne opunem de dragul de a ne opune la investiții publice pe zeci de miliarde de lei, adică acum discutăm de peste 1.200.000 de euro, da. La muzeu discutăm de 15 milioane de euro fonduri din PNRR. Cum mi-ar fi plăcut ca și această centură să fie prevăzută în PNRR, tocmai pentru a grăbi atragerea fondurilor europene. Haideți să vă întreb, credeți că ar fi fost mai repede gata proiectul, respectiv studiul de fezabilitate, dacă proiectul era în PNRR? Cred că se putea obține mai repede sursa de finanțare din bani europeni dacă era sursa în PNRR. De finanțare, dar discutăm despre partea aceasta de studiu de fezabilitate. Era mai repede gata?
O întrebare care nu pute, adică nu vă pot răspunde eu, dar sigur presiunea punerii acestui proiect în PNRR ar fi pus presiune și pe cei care, care fac acest studiu, inclusiv pe avizatori, pentru a da soluțiile sau a își pune punctul de vedere mai repede pentru a putea fi accesat. E o întreagă discuție, vedeți că domnul primar îl acuză pe fostul ministru al transporturilor că a scos acest proiect din PNRR, deși la moment, eu mi-amintesc că la momentul când s-a întâmplat efectiv acest lucru, domnul primar a spus și eu am fost premier și a trebuit să iau decizii, domnul ministru așa a decis, să respectăm decizia domniei sale. Între timp s-a ideea este că PNRR-ul era mai ușor de accesat, mai rapid, scuze, de accesat și probabil că ar fi grăbit lucrurile pentru realizarea acestui obiectiv. Cum vedeți realizarea acestui proiect? Dacă era în PNRR, probabil că ar fi trebuit să fie finalizat până în 2026, da? Da. În contextul în care se urmează să se obțină fonduri din Programul Operațional de Transport, da? Din exercițiul financiar 2021-2027 al Comisiei Europene, va fi gata mult mai târziu, după 2026? Are 48 de ore termen de finalizare. De 48 de luni termen de... Ar fi bine. 48 de ore. 48 de luni, mă scuzați, termen de finalizare acest proiect. Sigur, în funcție de birocrația și obținerea sursei de finanțare, va fi gata cât mai repede. 2026, da, în continuare. Eu sper că ajungem mai repede să, dar când, să ne bucurăm. Când ați văzut un drum de 90 de kilometri, făcut de la zero, pentru că e vorba de centură plus număr de legătură, făcute în 4 ani în România, că eu n-am văzut. Poate asistăm la ceva inedit. Acum nu știu să vă spun că n-am analizat situația drumurilor făcute de la zero peste 90 de kilometri. Eu îmi doresc la fel de mult ca dumneavoastră, poate mai mult decât dumneavoastră, că și eu circul prin zona respectivă. Doar că, sigur, trăim în România și asta ne ocupă, nu? În schimb, dacă discutăm despre lucrurile care le-am văzut, am văzut proiecte care au început și au durat peste un an jumătate, nefinalizate. Discut de Strada Eroilor, iar în momentul când am atribuit licitația, avem un ritm accelerat și chiar am ajuns să ne bucurăm de lărgire. Deja am ajuns la accese, deja începem să avem acele guri. Opțiunea dumneavoastră să trecem de la discuția despre centura metropolitană la Eroilor, că e important. Vă spuneam doar că ar putea să fie pentru astăzi mai importantă Strada Eroilor decât centura metropolitană. Toate sunt importante, vreau să vă spun doar că se poate. N-am vrut să trec de la un subiect la altul, dar vă spun că se poate. Bun, dar haideți să rămânem aici ca să nu amestecăm foarte mult lucrurile Eroilor, da? Cum stați astăzi cu Strada Eroilor? Și, evident, întrebarea pe care v-ar adresa oricine din Florești, când va fi gata? Cu certitudine anul acesta va fi gata Strada Eroilor. Va fi gata, cred eu, dacă se menține acest ritm accelerat al lucrărilor, va fi gata înainte ca termenul să fie ajuns la maturitate, la final. Pentru că discutam de un proiect de 7 luni și eu cred că va fi gata mai repede. Asta de înseamnă luni. Efectiv luna noiembrie? Octombrie, noiembrie, în funcție de cât de... Sunt condiții meteorologice care pot pune anumite probleme, sunt diverse probleme care apar în momentul lucrării. Suntem acum lucrăm și pe cel mai dificil tronson, respectiv după acel centru comercial de lângă sensul giratoriu din comuna Florești până la intersecția cu strada Dumitru Mocanu, respectiv se sapă, trebuie să ieșim în afară, la suprafață, ca să putem ajunge și la statul de asfalt, la trotuar și tot ceea ce prevede proiectul acolo, dar este cel mai dificil tronson de abordat. Este abordat în acest moment, se lucrează intens, chiar acum am trecut pe lângă acel tronson și erau muncitori. Se lucrează de asemenea înspre Cetatea Fetei, unde deja s-a făcut pista de biciclete și trotuarul pietonal, tocmai pentru ca traficul pietonal să fie mutat pe această parte, pentru că deja am început lucrările pe partea stângă, deci înspre ferme, unde de asemenea se tratează trotuarul. În bună parte deja s-a conturat cea de-a treia bandă. Urmează ca odată cu punerea ei în
operă, sigur, fără ultimele straturi de asfalt și așa mai departe, să venim și cu traficul auto pe acea bandă a treia, tocmai pentru a putea... Da, asta e dificultatea, că se lucrează sub trafic, există probabil și nemulțumiri, vor crește aceste nemulțumiri odată cu începerea anului școlar, probabil. Sigur, acum, dacă vrei să... mănânci omletă, trebuie să spargi ouăle. Sigur, există un deranj în trafic și nu doar în trafic produs de aceste lucrări, dar eu am convingerea că odată finalizate aceste lucrări vor aduce multe beneficii comunității noastre. Este o stradă, prima stradă smart pe care o facem în Florești. Un proiect... Ce înseamnă smart? Haideți că lumea a întrebat pe Facebook de ce este smart această stradă. O să vă spun stradă. Acum. În primul rând e smart pentru că s-a schimbat proiectul. Adică discutam despre un proiect pe două benzi care avea prevăzut parcări în lateral, adică fiecare mașină care intra și ieșea de acolo nu făcea altceva decât să oprească traficul, adică îngreuna traficul. De asemenea, nu era sigur pentru că în momentul când era aglomerat nu avea cum ambulanța, pompieri și așa mai departe să treacă pe acolo. Sigur, am avut discuții cu Poliția Națională, cu ministerele și cu toți actorii implicați pentru a găsi o soluție să putem modifica acest proiect. Ăsta a fost și motivul pentru care a durat atât de mult până când s-a obținut tot ceea ce era necesar pentru a putea fi schimbat acest proiect, după care s-a reproiectat și în momentul de față avem un proiect care prevede băncuțe smart, care prevede camere cu ANPR, cu PTZ, cu camere de... Ce sunt acronimele astea? Camerele care identifică plăcuța de înmatriculare, câteodată chiar tipul de mașină și culoarea, tocmai pentru a crește și a spori siguranța, cum de asemenea sunt niște camere. Și care e urmarea? Avem camere... Că știe ce mașină și ce culoare are. Diminuarea celor care comit contravenții, poate chiar infracțiuni. Adică o să dați amenzi în baza avem camerelor? Deja. Adică camerele ajută la identificarea persoanelor respective. Ulterior sunt urmate procedurile și ajungem la amenzi. Aici, la cei care deversează deșeuri? La deșeuri, să știți că ne referim inclusiv la infracțiuni care au fost, dosare de infracțiuni care au fost rezolvate pe baza acestor camere, care în strada erorilor, fiind o stradă foarte importantă, cu foarte mult trafic, imediat se poate identifica. Dar, de exemplu, identifică pe cineva care depășește viteza legală? Identifică pe cineva care trece pe roșu? Nu avem semafor, dar ele pot fi prevăzute și se pot folosi. Asta doar cu prevederile legale, cu toate avizele care sunt obținute de la instituțiile care trebuie să avizeze aceste lucruri. Avem coșuri de gunoi inteligente care compactează până la de 4 ori cantitatea care se depune acolo, selective. Iluminat public pe LED, toate cablurile trec în subteran. Mobilier stradal, băncuțe smart, v-am și spus acum. De asemenea, cu prize? Avem, da, USB. Da. Avem inclusiv, adică, ca la Cluj, asta e ideea. Da, avem inclusiv în plan și o să montăm un automat CTP, încă unul care va fi și aici în pe strada lor, pentru că este o stradă destul de circulată, atât pietonal, cât și cu mijlocul de transport în comun, și atunci venim în ajutorul cetățenilor ca să nu mai meargă până în municipiul Cluj sau în centrul comun lângă primărie să-și înnoiască acele abonamente sau să obțină alt tichet și așa mai departe. Smart și pentru că sunt foarte mulți copaci puși și zonă verde, discutăm și de pistă de biciclete, deci practic va oferi posibilități de deplasare atât pietonal cât și alternativ și cu mașina tuturor celor care participă la trafic pe această stradă. Și mă gândesc că ăsta este un prim pas, pentru că așa ar trebui să arate mai multe dintre arterele Sigur. Din Florești și nu numai din Florești. Da, tocmai am început și lucrăm în turism susținut și acolo, în zona Răzoare, în zona adiacentă centrului comercial Metro. Acum nu știu dacă am avut voie să spun sau nu, dar... E bine, lumea se orientează, n-a fost... Așa, o să treacă cei la metro pe la noi să ne plătească niște... Da, și acolo este prevăzută pista de biciclete, un trotuar care nu exista până acum, sunt prevăzute parcări, zonă verde, arbor,
o zonă, așa trebuie să arate. Asta este direcția. Tot ceea ce v-am spus de eroilor, de această zonă, face parte dintr-un plan de dezvoltare și fiecare bucățică este pusă ca într-un puzzle, pas cu pas, pentru că, așa cum am spus, avem un plan de a dezvolta această comună și asta este direcția de urmat. Mi-amintesc că era un premier al României, Victor Ponta, care a spus că se mută cu cortul la tronsonul de autostradă Comarnic-Predeal sau cum era el la momentul respectiv. Eu am văzut, făcând trimitere sigur la acest episod, eu am văzut că sunteți foarte des acolo pe strada Eroilor. V-am văzut pe Facebook în nenumărate postări. Cel puțin o dată pe săptămână sunteți acolo, nu știu ce faceți, verificați, nu știu ce faceți. Trebuie să ne explicați. Nu doar pe Eroilor și să știți că nu există două zile... Nu v-ați pus cortul acolo, nu? Nu este nevoie. Eu mă duc să verific, să rezolvăm anumite probleme inerente care apar. Vă cheamă ei? Nu, întotdeauna. Mă cheamă doar când problemele sunt puțin mai serioase și necesită anumite decizii de luat. Dar sunt acolo pentru că vreau să văd ritmul susținut al acestei lucrări, cum nu doar aici. Am fost și pe Răzoare, am fost și pe strada Cetății de nenumărate ori. Chiar am avut o discuție destul de aprinsă cu cei care lucrează acolo, pentru că ritmul în care lucrează ei nu este unul susținut și a trebuit să ne manifestăm supărarea, la propriu vă spun, pentru că este un disconfort creat cetățenilor și eu vreau ca lucrurile să înainteze mult mai repede, adică să sporească echipe, să-și aducă mai multe utilaje pentru ca acea lucrare să termine cât mai repede. Deja le-am cerut ca bucata terminată să o pregătească pentru a fi asfaltată. Ieri au făcut pregătirile, astăzi, cel târziu mâine, probabil că vor freza și vor asfalta bucata care deja este finalizată din acel proiect, din acea lucrare. Și dacă discutăm de disconfort, îmi pare rău să constat că tot pe banii floreștenilor și pe disconfortul și pe nervilor, trebuie să luăm pas cu pas acel drum făcut pe genunchi electoral în o altă viziune. Nu este un drum care ajunge în partea, care trece prin partea sudică, dar despre acel drum este vorba, unde capacitatea portantă lasă de dorit. Câteodată chiar s-a pierdut în enzime. Deci acolo trebuie făcut o lucrare serioasă. Noi am început cu tronsoanele care deja erau în pericol de a se întâmpla ceva, pentru că, vă repet, este prima dată când noi am intervenit pe acea zonă. Zona s-a degradat, s-a stricat într-un hal în care nu-ți poți imagina. Adică, nu știu dacă a făcut-o cineva fără fundație ca să treacă doar cu bicicleta acolo. Eu cred că este o stradă destul de circulată unde cetățenii participanți la trafic vor să aibă condiții normale și decente. Bine, n-a fost așa. Sigur că ce a trecut, a trecut. Noi trebuie să ne uităm spre viitor și să ne punem amprenta și se va de dezvoltare. Ce? Se va întâmpla. Se modernizează? Da, bineînțeles, pas cu pas, doar că și acolo se produce un disconfort și bani care sunt de la bugetul local ca să reparăm ceva ce probabil a servit la un moment dat electoral. Acum nu știu, pentru că nu vreau să discut motivele și deciziile care... Important e ca oamenii să poată să circule și poate, dacă tot ați deschis subiectul, să ne spuneți când se va circula în condiții bune și în acea zonă. În acea zonă, pe tronsonul care acum se lucrează, probabil că în aproximativ 2 săptămâni vom avea turnat covorul asfaltic pe acea zonă unde lucrăm, urmând de data asta ca lumea. Urmând a ne muta. Sigur, s-au tratat inclusiv apele pluviale, s-au bordurat acolo unde trebuia să fie bordurat, s-a făcut o fundație... De să nu vină altcineva care să zică că dumneavoastră l-ați făcut strada electorală. Păi, din păcate, eu a trebuit să mă bat cu strada electorală pe care a trebuit să o repar acum pentru floreșteni. Pe cinstită. De aia sunt acolo, tocmai pentru a vedea stadiul lucrărilor, să vedem dacă lucrurile sunt conforme și să constat la fața locului seriozitatea celor care colaborează cu noi. Îmi amintesc că ultima dată când ați fost aici în platou la noi, ne-ați vorbit despre proiectul acela din zona numită în rândul floreștenilor Strâmtoarea Tera. Da. Și aș vrea să știu cât de mult a avansat, pentru că este acolo o zonă importantă,
chiar și pe acolo circul și am văzut că autobuzele au mari dificultăți să intre, oamenii se așteaptă unii pe alții, se pierde timp. Da. În acea zonă, odată cu deschiderea noilor drumuri, există și un proiect pentru utilități. S-au pus în concordanță aceste două proiecte. Nu mai are să vă spun că deja sunt exproprierile făcute. Urmează să scoatem la licitație. Acum colaboratorii noștri îmi spuneau că în data de 2 urmează încă o ședință. Deci ieri a fost o ședință. Astăzi urma să avem o ședință de progres, după ce plec de la noastră din emisiune, și să comunicăm exact data la care va fi lansată licitația pentru acea lucrare, care prevede și strâmtoarea Tera și strâmtoarea Tera, lărgirea strâmtoarei Tera sau rezolvarea acelei probleme, cum de asemenea sistematizarea drumului Dumitru Mocan, unde acel gard este până la aproape jumătatea drumului, va dispărea, și un nou drum care o să ajungă până în capătul vestic al Floreștiului, de unde va intersecta strada Petunie și va fi lărgită și va fi încă o ieșire în DN, cum de asemenea de la Dumitru Tăuțan s-a expropiat la ieșirea în DN, unde o să fie patru benzi, tocmai ca autobuzele să nu mai aibă dificultate și nici oamenii să stea înghesuiți în stația de autobuz. Puneați de introducerea de utilități. Asta înseamnă că se mai întârzie puțin momentul în care se va ajunge și la asfaltări pe zonele expropriate. Nu, sunt zone unde sunt utilitățile, atunci acolo se poate interveni, așa este făcut caietul de sarcini, de-aia a fost o lucrare mai anevoioasă sau mai elaborată, dacă vreți să spunem așa, pentru că va fi o singură licitație cu două teme, două tronsoane, adică utilități și asfaltări, urmând ca noi să dăm pe fiecare în parte ordinul de începere a lucrărilor, respectiv în tronsonul X se poate fără utilități, în tronsonul în care trebuie să introducem utilități, introducem utilitățile, abia apoi dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru asfaltări. Și am așteptat și pentru Angel Salini, ca să știți și lucrul ăsta, am așteptat fondurile de la Angel Salini, să vedem cum le putem distribui sau pe care proiect le putem primi, tocmai pentru ca să eficientizăm tot ceea ce ne propunem pentru dezvoltare. Bugetul Comunii Fleș nu este unul nelimitat. La fel ca pe fiecare subiect de până acum care vizează infrastructura, vreau să vă întreb cam când considerați că se va putea circula pe zona aceasta? Să ne dăm un termen, o luminiță la capătul tunelului. Mă feresc să dau un termen pentru că nu știu ce se întâmplă în urma licitației, contestații și așa mai departe, dar dacă eu cred că anul viitor ar trebui să fie anul viitor, funcționale. Da. În final sau la început, că e un an de 12 luni? Păi acum întreg proiectul ar trebui să fie finalizat până la finalul anului. Repet, și dar acolo se poate și mai repede. Se poate și mai repede. Complexitatea acelui proiect, sigur că și acolo să ne implicăm, să vedem exact cum putem ajuta și cum putem să eficientizăm ca să nu stea unii după ceilalți, cum se întâmplă sau s-ar fi întâmplat pe eroilor dacă implicarea nu era atât de mare, atât din partea mea, cât și din partea echipei mele, a constructorilor, celor de la utilități, pentru că până la urmă, în momentul când am ajuns la anumite probleme a proiectantului, ne-am adunat cu toți la masă și am găsit cea mai scurtă, cea mai rapidă și cea mai bună soluție, tocmai pentru a nu tărăgăna această lucrare. Dacă încheiem discuția despre infrastructura rutieră, vreau să vă întreb despre urbanism. Știu că pregătiți un plan urbanistic general și vreau să vă întreb și acela cam când credeți că va fi gata. Anul acesta va fi pus în dezbatere publică. O veste foarte bună, și mai ales pentru dumneavoastră, pentru că, sigur, presupun că va fi o schimbare de viziune. Sigur. O să vă dau detaliile la momentul respectiv. Este prematur să discutăm acum, pentru că nici nu vreau să apară speculații pe baza acestui plan urbanistic general. Dar discutând de urbanism, să știți că lucrurile s-au reglat, adică toată lumea a înțeles că Comuna Fleș nu este o comună doar pentru profit. Sigur că nici noi, nu, ca și autoritate, nu ne dorim ca cineva să investească și să iasă în minus de acolo, pentru că asta automat ar speria investitor, nu neapărat dezvoltator imobiliar, ci tot mediul de afaceri. Dar această nouă paradigmă, e un cuvânt care nu îmi place să folosesc, dar asta este, s-a înțeles de către cei care vor să dezvolte în Comuna Florești și imobiliar,
că ne depărtăm de acea lozincă, paradigmă de dormitor al Clujului. Și asta se poate face doar cu activități, cu spații în apropierea, spații publice în apropierea locuințelor, cu tot ceea ce înseamnă locuirea efectivă într-o zonă în care să ai opțiuni de a-ți petrece timpul liber și de a nu fi nevoit să mergi până în municipiul Cluj-Napoca sau oriunde altundeva pentru a face așa ceva. Deja am lucrat și am făcut pași foarte importanți în zona asta. Vă reamintesc doar că TIFU este la a doua ediție care susținută în Florești, unde am avut cu totul și cu totul altceva decât a fost până acum. Chiar ceva inedit inclusiv pentru TIF, pentru că acum în Florești a fost TIF în familie, respectiv în toate zilele în care TIF-ul a avut proiecție sau a avut în vedere organizarea de evenimente sau activități a copiilor alături de părinților sau bunici, prieteni și așa mai departe. A fost acolo un vibe pe care greu vi-l pot descrie în cuvinte, dar frumos, pe care o să-l repetăm la anul. Da, să rămânem puțin la urbanism. Vreau să vă întreb dacă puteți să-mi spuneți din nou plan urbanistic general. Cu siguranță că știți în linii mari ce prevede el. Ați participat la multe discuții probabil cu cei care îl realizează. Sunt zone de... Săptămânal. Săptămânal. Sunt zone de restructurare, zone unde urmează, nu știu, să se demoleze case ca să facă loc unor drumuri sau unor alte obiective importante pentru comunitate. Sunt prevăzute, dar sunt și începute anumite proiecte în această direcție. Și nu trebuie să vin un plan urbanistic general unde nici nu pot să spun că locul dumneavoastră va fi... La Cluj, dacă vă uitați pe Brâncuș, pe Decebal, pe Traian, în Piața Bator și așa mai departe... Dacă cineva s-a criogenat în ultimii 10 ani, s-a trezit, acum nu mai recunoaște zona. Asta pentru că au fost propuse măsuri care au dus în zona respectivă, cum la fel facem și noi cu noul punct. Deci n-a pus cineva acolo pe proprietate privată, gata, aici se întâmplă ceva. Nu, o proprietate privată trebuie expropiată în momentul când vrei să faci ceva cu ea. Dar sunt măsuri și instrumente urbanistice care pot să aducă rezultatele pe care le dorești și cu noul pugă. Cum stați cu eliberarea de autorizații de construire? Știu că a existat permanent o presiune foarte mare la Florești și chiar că, sigur, unele autorizații s-au eliberat în septembrie 2020, înainte de alegeri. Cum a mers cu autorizarea după acel moment? S-au eliberat multe și în ultima lună, după alegeri, când n-a fost investit nouă primar. Dar haideți să ne raportăm doar la perioada similară din mandatul trecut, unde să știți că față de perioada similară din mandatul trecut s-au eliberat autorizații cu 50% mai puține și planurile urbanistice zonale supuse aprobării au fost la fel mult diminuate față de mandatul trecut. Indicii urbanistici. Nu. Proiectele urbanistice zonale supuse dezbaterii și votului Consiliului Local au fost mult mai puține ca și număr. De asemenea, au fost cu 60-70% mai puține cele aprobate. Acum, tot acest vine și datorită faptului că nu am o cifră, dar data viitoare la misiunea următoare o să vă comunic cifrele cu siguranță. Această diminuare vine și datorită faptului că s-au impus noi reguli pe care trebuie să le respecte toată lumea și a durat puțin până când lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Iar acum proiectele urbanistice sunt gândite nu la modul simplist, ci sunt gândite în acea paradigmă de care vă vorbeam, cu spații publice, cu parcuri, cu parcuri de joacă, cu spații comerciale, cu creșe, cu grădinițe, care vor trebui să deservească cetățenii care se mută în Comuna Florești sau care deja locuiesc aici. Câte creșe sau câte grădinițe aveți deja stabilite cu dezvoltatorii făcute pe cheltuiala lor? Două creșe? Creșe și grădinița. Adică e același... Creșa în și același grădinița. Spațiu își desfășoară activitatea și creșa și grădinița. Da. Și câte sunt în acest moment în Florești? Una. Una singură? Da, o creșă. O creșă. Și grădinițe trei. Da.
Bun, și practic tot nu veți acoperi necesarul din Florești, dar e un pas înainte. Păi nu, nu, acum m-ați întrebat. Sigur, o să construim... În momentul în care acestea vor fi finalizate. O să construim atâtea creșe și grădințe câte vor fi nevoie. M-ați întrebat acum câte vin pe... Sigur, da. Dezvoltatori imobiliari. Am depus de asemenea proiect pentru o nouă creșă în PNRR, cu tot cu funcționarea ei. Proiectul este destul de mare ca și cost de 2.800.000 de euro, deci el prevede nu doar construirea acelei clădiri, funcționalizarea și operaționalizarea acelei clădiri. Cum de asemenea avem în satul Tăuț, în școala care nu mai era folosită, o reconversie a acelei clădiri care va deservi tot ca și grădiniță. Deja am finalizat studiul de fezabilitate. Suntem pregătiți pentru orice ax de finanțare, cum de asemenea avem studiu de fezabilitate pentru noua școală care este conform noilor standarde europene cu acele clădiri eficiente energetic, pentru că în zona aceea putem să mergem și de aia costurile sunt destul de mari și bugetul Comunei Florești nu permite sau nu poate suporta o asemenea construcție, dar sunt încrezător că pe educație vor fi deschise axe de finanțare, nu puține, și sunt mai mult decât sigur că o să reușim să accesăm fonduri europene pentru construirea unei noi școli. Aș vrea să mă întorc pentru o întrebare la discuția despre urbanism. Am văzut că ați preluat, să spunem, o parte din discursul primarului Emil Boc în legătură cu demolarea construcțiilor ilegale. Presupun că, până la urmă, nici nu ați preluat de la domnul Boc, ci asta e legea. Păi dacă e ilegal și e decizie definitivă a instanței, trebuie dusă la îndeplinire. Eu n-am preluat nimic. Am comunicat doar ceea ce am făcut. Adică am cerut poliției locale să ia anumite măsuri, ne-am implicat cu toții, am creat un sistem în care e foarte bine să lucrăm pe proceduri, pentru că atunci lucrurile devin și mai simple și mai clare. Și până ajungem la demolări, am făcut o mulțime de controle. Le-am făcut continuu, doar în momentul în care am fost întrebat, am spus despre aceste controle, unde chiar în această zonă din spatele nostru, sigur unul aceste blocuri, am găsit un contravenient acum vreo 2-3 săptămâni, și nu mai știu când, prin polițistul local care se ocupă de această problemă, prin polițiștii locali care se ocupă de această problemă, care își amenaja un pod, mansardă, sigur în afara prevederilor autorizației de construire, care autorizația era expirată și care oricum nu prevedea acest lucru. A fost sancționat, se aplică măsurile legale, iar la cei pe care ne-am prins că au ridicat anumite clădiri fără a avea autorizație de construire, am mers la fel pe procedură cu intrarea în legalitate, demolarea acolo unde nu se poate. Sigur că nu ne putem noi hotărâ că demolăm, trebuie să ne adresăm instanții de judecată și deja avem o hotărâre în acest sens, în care în primă instanță s-a dispus demolarea unei clădiri de către proprietar, dacă în termen de 30 de zile nu face, împuternicește autoritatea locală. Dar să definitivă. Intervină. Nu este definitivă, sigur, așteptăm. Cum, de asemenea, să știți că proceduri avem la orice. Poliția locală merge, inclusiv s-a terminat acea poveste în care nu mai amendăm pe XYZ că oricum nu plătește. Nu există așa ceva. Suntem în instanță și cu aceste lucruri pentru a transforma pe cei care comit acțiuni antisociale și sunt sancționați contravențional și nu plătesc pentru că mergem în instanță cu ei pentru a transforma muncă în folosul comunității acea contravenție. Suntem pe final, domnule Bogdan Pivariu. Mi-a spus înainte să intrăm despre un proiect care vizează mediul pe care îl aveți și sunt chiar nerăbdător să înțeleg despre ce este vorba. Este vorba de un microforest, adică o pădure... Microforest se numește. Este o pădure de 4 ori mai densă, care dă de 4 ori mai mult oxigen decât o pădure convențională. S-au făcut anumite studii, am și văzut unele dintre ele în Japonia, în alte state, și o să fructificăm zona. Sigur, suntem în discuții avansate și cu DRDP și cu cei care pot să facă acest lucru. Zona de sub pasarela de intrare la Polus, pentru că acea zonă aparține de RDP, este o zonă în care am colaborat cu ei pentru a putea fi întreținută și cred că poate fi fructificată acea zonă ca un plămând de oxigen, pe atât cât permite ea, cu această parte de microforest, care va fi un lucru inedit. Eu n-am mai văzut în România pe cineva. Ce avantajele sunt? Că?
oferă mai, de 4 ori mai mult oxigen decât o pădure convențională. Și o zonă foarte circulată acolo, care chiar are nevoie de oxigen. Da. Foarte interesant, așteptăm să vedem pădurea. Nu e de vizitat, e doar de respirat. Da, da, da. E benefică, da. Nici nu se poate, pentru că sunt plantați arborii de 4 ori mai dens, cum am spus. Domnule primar, mulțumesc frumos, vă doresc succes. Mulțumesc. Și cred că și floreștenii vă doresc succes, că au nevoie de multe lucruri acolo în comună și cât mai repede. Da? De-aia v-am și întrebat care sunt termenele. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc. Cărți de identitate electronice care se emit în Cluj, de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor. Au fost inaugurate două noi ghișee. Vedem reportajul colegilor de la știri. După aceea ne întoarcem să vorbim despre sport și mai concret despre karate, la care clujenii și românii în general se dovedesc foarte talentați. Cărțile electronice de identitate se emit și la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj, unde toți locuitorii județului pot solicita un astfel de document. Până acum, acestea se elibereau începând de anul trecut doar în cadrul primăriei Cluj-Napoca, exclusiv pentru locuitorii municipiului. Se va păstra competența Direcției Județene, și anume pentru toți cetățenii județului Cluj, inclusiv comunele arondate la municipiul Cluj-Napoca, care știm deja că a intrat de anul trecut, din 2 august, în acest proiect pilot, și inclusiv cetățenilor din municipiul Cluj-Napoca. În acest moment, deja în termen, în decursul unei zile de când a început această aplicație de programare și pentru Direcția Județeană, avem deja programări pe ambele ghișee. Taxa pentru eliberarea cărții electronice de identitate este de 67 de lei, iar durata o lună. Sistemul se va extinde momentan doar în județul Cluj. Discutăm deja de deschiderea altor ghișee, dar doar în județul Cluj. Această etapă apreciem că va fi finalizată în primăvara anului viitor, când vom putea discuta de extindere la nivel național. Avem niște indicatori în PNRR de 8 milioane și jumătate de cărți electronice pe care trebuie să le emitem până la 1 iulie 2026. Asta înseamnă că în procedura de achiziție discutăm de 9 milioane de chipuri care urmează să fie achiziționate. În prezent, timpul de procesare a unei cereri este de 30 de minute, dar se lucrează intens pentru reducerea birocrației care însoțește acest proces. Noul sistem va genera informațiile necesare, astfel încât solicitantul nu va mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă, ele vor fi generate de către sistem. Din evaluările noastre, actuala procedură, care durează în medie 11-12 minute, va fi redusă cu cel puțin 4 minute. De asemenea, se poartă discuții cu cei de la cadastru pentru a se putea importa și extrasul de carte funciară pentru emiterea noilor cărți electronice de identitate, astfel că procedura va fi redusă la jumătate față de timpii actuali. Primul clujean care a optat pentru o carte electronică de identitate consideră că noul format al cardului îi va fi de folos, mai ales pentru că va incorpora și cardul de sănătate. Am fost informat că oricum va urma să se schimbe toate cardurile, adică cărțile de identitate, și atunci am zis că e o opțiune bună. Plus că va fi și un fel de înlocuitor de card de sănătate. Până în prezent, la Cluj-Napoca au fost emise peste 2800 de cărți electronice de identitate. Din 2031, deținerea unei cărți electronice de identitate va deveni obligatorie în România. Ia uitați-vă ce frumoasă este. Medalie de aur la Campionatul Mondial de Karate UKF. O medalie pe care ne-a adus-o campionul mondial și european Alexandru Mic, care este însoțit aici în platou TVR Cluj de președintele Federației de Karate UKF din România, domnul Liviu Crișan. Vă salut, mulțumesc pentru faptul că sunteți. Bună ziua și mulțumim pentru invitație. Cu o competiție care a avut loc la Fort Lauderdale în Florida, Statele Unite. Au, ce gălăgie am făcut. Vă rog să ne vorbiți, discutăm mai întâi despre competiție, apoi despre această federație și despre performanțele generale ale sportivilor. O competiție greu de organizat prin faptul că Statele Unite sunt mult mai greu accesibile decât alte țări, să zicem, din Europa sau din întreaga lume. Dar am avut 34 de țări participante, adică sportivi din 34 de țări, la un număr de 1408 sportivi participanți. A fost destul de dificil, foarte cald, schimbări de temperatură bruște de la aproape 40 de grade. S-a întâmplat în iulie, da? Da, în iulie, în primele zile din iulie, 4-7 au fost zile de competiție. Noi am ajuns undeva în data de
1, 2, 3. Lotul a venit în mai multe zile. S-au acomodat destul de bine. Am reușit să luăm multe medalii. Chiar, da, am, chiar mi-a pregătit producătorul acestei emisiuni, colegul Radu Pușcaș, o listă și e atât de lungă. Sunt, e o pagină și jumătate, ba chiar mai mult, trei sferturi, două pagini a patru, da, pe care se înșiruie toate aceste performanțe, locuri întâi la cumite, la kata, la... Sunt multe cam probe. La astea, că astea sunt probele, nu? Kata, da. Și cumite. Noi am avut un lot mare comparativ cu multe alte țări. Am avut 91 de sportivi, din care 44 au fost susținut financiar complet de către federație, ceilalți sponsorizări sau ca în alte sporturi părinți sau alte surse. Totuși a fost bine pentru că am asigurat condiții foarte bune. Toată lumea a stat în hotelul oficial, în Hilton, care era indicat ca hotel oficial chiar lângă sala de sport. Condițiile au fost foarte bune. Ce să zic, competiția grea, așa cum v-am spus, cu multe pasiuni, în special orgolile americanilor. Ei, într-adevăr, au participat cu un număr foarte mare, fiind echipă organizatoare, au avut dreptul la un număr dublu de înscrieri. Și, bineînțeles, au reușit pentru prima dată în istoria Federației Mondiale să se claseze pe locul întâi. Locul al doilea a fost revendicat și luat de către noi. Ne-am bucurat într-un fel pentru că știam că va fi foarte greu Statele Unite să îi învingem, special datorită faptului că au înscris un număr foarte mare de sportiv, dar, într-adevăr, au și un nivel foarte bun de pregătire. Se amintește de Olimpiada din 1984, când, da, când România a fost Statele pe locul Unite de... se bătea și împreună cu România acolo pentru și podiumul. Și ca și atunci Olimpic. Rusia n-a participat la acest campionat, deci iată un... O similitudine. Da, da. Bun, și cel mai, nu știu dacă zicem, mare luptător de acolo este Alexandru Mic, trei medalii de aur la cumite, da, care este proba de fight, de luptă. De luptă. Da. Nu, știu, da. Nu știu exact cum este la karate. Sunt doar două probe. Cumite, cu luptă cu și kata. Cu lovit, cu nelovit. Noi avem un semicontact. Adică corp full contact, față normal protejat, încercăm să evităm accidentările. Dar e cu mască sau... Nu, cu mască. Sunt doar copii până la 12 ani. Se punctează lovitura în față, se punctează, da. Doar că ea nu trebuie se să aibă intensitate. Se punctează, dar nu, să nu producă rană, adică să nu fie sânge, să nu... Dar s-a întâmplat. Bineînțeles că se întâmplă. Sigur că se întâmplă, dar vedeți, multă lume are senzația că sportul, sau în special cumitele, este foarte dur. Nu este adevărat. Într orice statistică veți vedea, sunt multe, multe, multe sporturi de care n-ați fi crezut cu accidente mult mai grave în karate. La handball. Se lovește la pol. Nu vorbesc de schi. Deci la noi există o buză spartă, un nas probabil deplasat puțin, care va fi pus la loc. În rest, nu sunt accidentări grave de gen oase rupte sau mai știu eu ce, decât extrem, extrem de rar. Deci în toată cariera mea am văzut multe. Colegul nostru de platou, Alexandru, câte buze sparte, câte mâini rupte? Mâini rupte niciuna, buze sparte... Se întâmplă, se întâmplă, da, din cauza faptului arcade, că lucrăm... Nas. Arcade, n-am avut nas, am avut spart. Din cauza faptului că lucrăm cu o viteză foarte mare, se întâmplă accidentări. Deci minore, locul, dar se întâmplă. Locul, văd aici, locul întâi cu mite individual, Shobu Sambon. Da. Locul întâi cu mite echipe cu tot Shobu Sambon. Da. Locul întâi cu mite echipe, Shobu Sambon rotativ. Mărturisesc că nu știu care e diferența este un, de Shobu Sambon și Shobu Sambon rotativ. Un trademark al federației noastre internaționale, în care cei trei sportivi care îi găsim și la Shobu Sambon, dar acolo luptele sunt individuale, adică practic se adună trei meciuri. Aici este un singur meci în care sportivii participă toți la luptă pe rând. Deci este un antrenor care poate să-i schimbe la un moment. Este extrem de antrenant și plăcut, să zic așa, spectaculos. Și în același timp, dacă ești implicat, strategic. Cu emoții multe. Da, și cu multă strategie, pentru că acolo contează foarte mult strategia. Să știi când să-l schimbi, depinde un sportiv cu cine luptă mai bine, cu cine poate face puncte, se adună toate punctele, dar se adună și penalizările. Da, Alexandru, oare te vedem pe tine în cadru? Nu, da. Da? Este aici, în partea stângă, partea... cel cu Manu Joshi. Ok. Tu, practic, era greu să fii cel negru. Ți-ai păstrat... performanțele, da. Poziția câștigată, că înțeleg că nu ești de acum. Din 2015 am început să câștig campionat mondial, campionat european. În fiecare an
fie la probele individuale, fie la echipe și de multe ori se întâmplă și la echipe și la individual. Și cum e, să lupți așa? Adică mă gândesc că ai trecut de mult de faza de a-ți fi frică să nu-ți iei un... Da, nu. Emoții sunt constructive la fiecare competiție, dar nu frică de a lupta. Doar ne pregătim și emoția de a fi cel mai bun, atâta tot. Care e challengerul? Cine e acel luptător cu care te-ai întâlnit de mai multe ori de-a lungul acestor ani și pe care sper că de obicei reușești să-l învingi? Da, am avut sportiv chiar din România de-a lungul anilor. Acum la categoria mea, la plus 85 de kilograme, am concurat în finală cu un coleg de-al meu de la Lotul Național. Am reușit deci să-l înving. Finală românească? Da, da, la plus 85 de kilograme. Și am avut doi înscriși pe fiecare categorie. Da, foarte bine sună așa. Domnule Crișan, sunt românii atât, deci avem un loc 2, da, pe echipe după Statele Unite. Sunt românii atât de talentați la sportul acesta și de ce nu îi vedem pe podium pe asiatici care au inventat sporturile acestea? Da, eu zic că și constituția, să zic așa, poporului nostru e favorizantă pentru acest sport. Și nu știu ce să zic, am văzut multe succese și dorința aceasta de a fi pe un loc, să zicem, important, de a auzi imnul, eu cred că contează foarte mult și să știți că nu, fără falsă modestie, și modul în care reușești să-i motivezi și să-i duci într-adevăr în competiții internaționale puternice, cred. Dar în primul rând mai vin copiii la sport? Adică eu cred că dumneavoastră ați început acest sport așa cum vă cunosc, noi ne cunoaștem de multă vreme, înainte de 1989. Da. Atunci exista o anume motivație. Acum copiii sunt mult mai tentați de o grămadă de alte lucruri. Numărul celor care bat mingea, care fac sport de echipă, s-a redus considerabil. Uitați-vă, părerea mea, dacă facem o comparație cu alte sporturi, și e foarte simplu dacă se face o statistică câți copii sunt implicați în fiecare ramură sportivă. Și o să vedeți că, în general, în artele marțiale sunt foarte mulți copii. Deci este o bază de selecție foarte mare. E adevărat că ce speră? 90% ce speră ei când încep să practice? În primul rând este ideea de filme, de acțiune și așa mai departe. Ajută care, supereroi din da, care la un moment dat trece, bineînțeles. Din cauza asta avem o fluctuație foarte mare de sportivi. Vin, fac 2, 3 luni, 5 luni, un an și pleacă. Dar în momentul în care încep să câștige și noi am știut să facem competiții la nivelul fiecărei grupe, să zicem, și de vârste și de nivel de pregătire, de aia sunt multe medalii, reușim să-i atragem, pentru că un copil care face 6-7 luni deja are șanse să urce pe un podium undeva, să primească o medalie la grupa lui de vârstă. Și asta este o motivație teribilă. Este o motivație teribilă pentru copii, este o mândrie, știți că am fost campion la karate sau am luat locul 3, nu știu unde, la o competiție, nu contează, 200 de participanți, 300 de participanți, dar este suficient că a urcat pe podium și cineva i-a pus o medalie la gât. Și de asemenea, să nu uităm, este un sport foarte ieftin. Este un sport foarte ieftin față de alte sporturi. Adică și un kimono? Un kimono care 2-3 ani nu ai probleme, nu trebuie să-l schimbi. O taxă de sală, mă refer la orice club privat, foarte mică comparat cu alte sporturi. Nu necesită materiale sportive de gips, cât de trup mâna. Da, la noi rar se întâmplă. Noi avem probleme, într-adevăr, cu sportivi care au mâna ruptă și fac 2-3 luni pauză că și-au rupt-o la fotbal în spatele blocului. Se mai joacă fotbal în spatele blocului? Se mai joacă. Deci, cel puțin din accidentările care noi le înregistrăm la sală, se pare că da. Alexandru, tu de ce te-ai apucat de karate? Datorită faptului că eram foarte energic, în primul rând. Părinții aveam o sală de sport lângă casă și au decis să mă ducă la karate. După care, treptat, am început să mă responsabilizez, să învăț despre respect, în primul rând, față de toți oamenii din sală și din jur. Dar primul criteriu a fost pur și simplu de a-mi consuma undeva energia. Aveam 3 ani încă neîmplinit. În afară 4. De chestiunea asta de respect, care e importantă, sigur, de team spirit, care este de asemenea importantă și care se pierde, din păcate, tot mai tare. Tu ce te-a ajutat, efectiv, să înveți să lupți în viața de toate zilele? A fost nevoie, la un moment dat, să scoți, nu știu... Nu, întotdeauna am încercat să evit contactele în afara sălii de sport.
În general. Da, dar în general. Dar ai reușit general. Câteodată să... Acum, la vârste micuțe, în jurul blocului ne mai atingeam unul pe celălalt, dar mai mult ca o joacă. De când ești asta, adult, dar nu, de când ești adult, nu, și nu. Încercăm să evităm. Sportul înseamnă disciplină și încercăm să evităm probleme. Eu pot să vă spun că îl cunosc pe Alex de când era de 4 ani. Era cel mai rău din sală. Nu a început la clubul meu. Vă pare rău că l-ați descoperit. Nu, l-am preluat ulterior. Și Liviu Crișan, președintele Federației Române de UKF, de Karate UKF, de asemenea Alexandru Mic, campion european și mondial, ultima dată la Fort Lauderdale în Florida, Statele Unite. Aceasta a fost discuția noastră despre karate. Sunt Ionel Lespuc, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc că după amiază plăcută toate cele bune. La revedere!